Vă salut, dragii mei, Ovidiu Găldeanu sunt, nutriționist expert în slăbire. După cum bine știți, eu ajut oamenii ocupați să slăbească în timp ce se bucură de dulciuri, de mâncarea lor preferată, desigur în varianta sănătoasă, și apoi învăț cum să nu se mai îngrașe la loc niciodată după ce slăbesc. Și astăzi avem un super invitat alături de noi și anume este vorba despre Valentin, care a avut un super rezultat în cadrul programului și aș vrea să-l dau drept exemplu că merită, pentru că știu că o să motiveze foarte multe persoane. Te salut, Valentin! Salut, Ovidiu! Ce faci? Cum ești? Ok, în toate punctele de vedere. Super! Inclusiv din cel al sănătății, nu? Și sănătate, orice, chiar mi-am făcut analizele când am ajuns în țară, mi-am fost și mi-au ieșit toate ok. Super, super, perfect, mă bucur. Aveai înainte ceva analize care nu erau ok înainte să începem? Nu. Am avut ceva puțin în vară, puțin colesterolul LHD-ul, ceva, da, Da. foarte, foarte, foarte puțin, foarte puțin mărit. Acum, recent, când m-am retors acasă de o lună și 2 săptămâni în Anglia, mi-am refăcut toate analizele, ce însemnând tot ce înseamnă analize, și Exact. mi-a ieșit perfect în toate punctele de Perfect. vedere. Mă bucur mult, mă bucur mult, mă bucur mult, Valentin. Bun, hai să începem un pic cu început. Dobovestește-mi cum ai descoperit tu pe mine. Fiind în Anglia, când eram în timpul liber, sâmbăta, duminica, fiind liber, mă uitam pe TikTok și te-am urmărit, până să ajung la tine. Am avut alt nutriționist, primul nutriționist, aveam 100 de kilograme. Mamă, ok. 101. Da. Am demarat toate procedurile, mi-a trimis planul, a fost ok, am slăbit, ajunsesem la 80 de kilograme. Wow, ai stabilit ceva, da. Am terminat cu acesta, am mers mai departe și am revenit în concediu în țară și după ce am revenit în țară, mi-am făcut de cap, am zis că gata. Clar. Și ușor, ușor am început să cresc în kilograme. Așa nu se vedea. Dar când m-am pus pe cântar, ajunsesem undeva la 83 de kilograme. Atunci am început să copiez, să mănânc mâncarea care o prezentai pe TikTok, formă pe Instagram, și am început să mănânc exact cum arătai în toate meniurile, în descriere. Și am rămas acolo, 83. Am revenit iar în țară în concediu și tot așa am fost plecat cu soția în Ardeal, în Oradea, cam acolo ăsta. Și știi ce înseamnă să fii ardelean? Și nu m-am... Și o sac de lean jet pe jet, Știu, exact. din Cluj, da, eu Da. sunt în Oradea. Mi-am făcut de cap, am ajuns, m-am reîntors înapoi în Anglia și când m-am reîntors, am încercat să rețin iar să încep să meniu De la nutriționist. de la nutriționistul respectiv. N-am mai avut. Deja ajunsesem, aveam 86 500, 700, 87. 87. Și am zis, zic că nu este ok, zic, dacă nu fac ceva acum, zic că revin iar la Exact. să cresc, să cresc, să cresc. Și chiar nu îmi doream, zic. M-am luptat 6 luni de zile, 7 luni de zile să dau jos aceste kilograme și zic, iară mă reîntorc Exact. și Deci vezi, știi cu... că problemă, ai mers la nutriționist, ai primit un meniu mai restrictiv, l-ai ținut, ai slăbit, dar după aia când veneai acasă și trăiai și tu cum trăim noi ardelenii și românii în general, ai început să pui la loc și atunci ai văzut că nu e ok și trebuie să faci o schimbare, practic. Da. Și urmărindu-te de foarte mult timp, nu numai pe tine, mai mulți și ăsta, nu știu, mi s-a cu dulciuri. Eram și puțin, că eram la câți prezentau, eram puțin sceptic. Zic, mă, n-ai cum cu... Și ce vedeam. Dar încercând și am stagnat la 83 de kilograme, deci 83, 82, 900. Asta 3 luni de zile le-am ținut, am mers așa, cum am revenit în țară, normal, că în țară n-am mai ținut cont,
cu băutură, cu alcool, cu... Exact, exact, cum toate, trăiesc. Da. Și am intrat, zic, până la urmă a zis să fac pasul. Din ceea ce spuneai, mi-a ceva, o inspirație, nu știu, ceva de încredere. Și zic, hai că încerc. Și zic că încerc cu Ovidiu. Am intrat în legătură cu asistenta ta, Alexandra. Am demarat toate ce a trebuit și am început planul alimentar care mi l-ai trimis la început. Și am început la 8-7 de kilograme și chiar uite, vreau să vedem un pic, după 4 luni de zile, unde ai ajuns tu, practic, de la 8-7 la câte kilograme? 7-7. 7-7. Deci ai slăbit 10 kilograme în 4 luni de zile, ceea ce e superb și vreau să te felicit pentru rezultat, Valentin. Și Da, cred că mulțumesc. Asta e și obiectivul tău, adică nici nu ai vrut să cobori super jos. Nu, am zis, zic, dacă deci am ajuns la 7-7, am revenit în țară, am fost iară tot așa în Oradea, tot așa în concediu, și chiar o săptămână n-am mai ținut din planul tău alimentar, chiar nici nu m-am gândit la acel plan, dar vorbeam cu Teodora și îi spuneam lui Teodora, zic că aici n-am unde să mă cântăresc, unde să Normal. mă... Și când am ajuns în Anglia, chiar să spun sincer, nu m-am... era 7-7, 800 și ceva de genul. Deci nu Și te-ai aveam... îngreșat, chiar dacă ți-ai făcut de cap. Și nu m-am îngreșat. Și am... dacă am mers, zic, hai să mai... să mai... fiind... bine, eu am avut mai mult. Am avut 123 de kilograme. Da. Am avut... Teodora știe că vorbeam mereu și i-am trimis poze cu mine. Știu. Și Deci... de acolo am zis, hai să mai merg, să mai dau încă 2 kilograme jos, să fie acolo. Să fie acolo numai, da. Mai Deci dat ca să două. înțeleagă și oamenii un pic ce s-a întâmplat. Deci, practic, tu când ai mers la nutriționist și ai ținut o dietă restrictivă, metabolismul tău s-a făcut unul lent. Și în momentul în care un metabolism lent îi lovi de o săptămână de asta, în care mai bei și alcool și așa mai departe și depășești un pic calorii, te îngrași la loc. Cum s-a întâmplat atunci de la nutriționist, ai pus 3-4 kilograme. Ei bine, în schimb, ce am făcut noi, că la noi se slăbește mâncând dulciuri și mâncarea ta preferată, este să-ți accelerăm metabolismul în timp ce slăbești și din cauza asta, chiar dacă ai renunțat o săptămână la meniu, că ai fost la Oradea, la familie și așa mai departe, nu te-ai îngrășat deloc la loc, că metabolismul tău e sus. Și asta e frumusețea care noi ne menținem toată viața. Și chiar uite, vreau să te întreb un pic, spune-ne, Valentin, ce ai mâncat tu pe durata programului? Paste, pizza, prăjituri, dulciuri, tot ce mâncăm noi, dar am renunțat la, în primul rând, la zahăr, la sucurile acidulate. Bine, acum, nu în totalitate, consum normal. Cola Zero, Bull Zero, când vin de la sală, că lucrând în Anglia, nu puteam să fac ce mi-ai trimis tu. Am făcut o perioadă și eram foarte, foarte obosit și chiar i-am spus și lui Teodora, zic, Teodora, zic, nu pot să fac lucrând 11 ore, 12 ore numai de noapte. Făceam, am făcut o perioadă prima lună, chiar am făcut exact cam tot ce îmi trimisesei tu. Pe urmă, după o lună, și mă duceam weekendul când eram liber, sâmbătă și duminica, chiar mă duceam la sală, mă duceam o oră și ceva. Super. Și ușor, ușor, cu sală și cu mâncarea care mi-o pregăteam, a fost ok. Acum mai sunt unele, Ovidiu, unele retușuri de făcut, dar ușor, în timp că o să le fac și pastea, adică undeva jos. Mai am o mini, aș vrea să fiu... nu să fiu exact cum ai fost tu până să te îngrași. Adică undeva să nu mai fie, acum nu se mai vede acea grăsime, puțin, puțin aia. Acolo un pic, da. Da, acolo în realitate trebuie să creștem un pic masa musculară și după ce crește masa musculară o să se ducă. Că, de exemplu, ajunge corpul nostru într-un punct în care nu mai dă jos grăsimea când nu mai crești masa musculară și la tine cum ai slăbit destul de bine și nu-i cazul să mai dai jos din kilograme, ăla e punctul în care trebuie să crești masa musculară să Păi scapă. Da, acum, mamă, acum pot să, scuză-mă că te întrerup, acum pot să spun că m-am îngrășat și eu 1,5 kg. Asta nu e nicio problemă. Deci asta înseamnă stil de viață sănătos, în momentul în care, ok, ai slăbit, dar ok, te mai îngrași 1 kg, 2, le dai jos, că nu poți să menții tot aceeași dietă de toată viața, dar 1 kg, 2 nu este îngrășare, știi? Nu, te nu, vorbim nu. Și cu maica mea, care a slăbit acum 7 ani, prima mea transformare din cariera de nutriționist,
O slăbită de la 80 la 65 și de atunci, ba, 66, ba, 67, iar devine la 65, 64, ba, 67, iară. Și asta este perfect normal, astea sunt fluctuațiile, știi? Că dacă te cântărești seara, poate ai un kilogram în plus, dimineața ai un kilogram în minus, că sunt diverse fluctuații ale corpului. Bun. Dar ce am vrut să punctăm, Valentin, e mâncarea pe care ai mâncat-o tu, adică pizza, paste, dulciuri și tot felul de chestii. Simți că te-ai privat de la ceva pe timpul meniului? Nu, am mâncat și tu spun sincer, am mâncat dulciurile care le mâncam după Revoluție când au apărut Snickers. Da. Deci ăla niciodată și chiar aici când am ajuns, dar mâncând, făcându-mă mesele principale, îmi rămânea și acolo undeva de 200-250 de calorii. Și zic, bă, altceva ce să mănânc? Eu zic, stai așa că mănânc un Snickers. Și exact îmi făceam că mai depășeam, că și tu ai spus Da. destul de clar, că depășești cu 10-20 de calorii, nu era Niciun problemă. stres. Atât. În rest, Exact. și tu spun sincer, eu sunt fan, chiar îi spun și lui Teodor, îi spuneam, sunt fan înghețată. Da. Dar sunt acele înghețate acum cu proteină. Și mai ales sână. Dar asta nu în fiecare zi, Ovidiu, asta făceam la sfârșit de săptămână când eram liber. Sâmbătă și duminica, dar doar sâmbătă. Îmi luam, îmi făceam calculul, că prima oară întrebam pe Teodora. Teodora, zic, poți să mănânc înghețata asta? Da. Păi câte calorii are? Păi zic, are și proteină. Păi vine vreo 300 de calorii. Deci eu mâncam 1200, mesele care trebuia să le mănânc, și 300 Înghețată. înghețată. Și Exact. aia era. Deci exact Plus, asta înseamnă stil de viață sănătos, până la urmă, să te și bucuri, adică mănânci sănătos 70-80% și îți mai bași și un Snickers, mai bași și o înghețată, că asta ne ajută să ne menținem pe termen lung și tocmai legat de menținere. Noi știm că am terminat acum ceva timp, Valentin, corect? 2 luni, 3 luni, ceva de Da, deci genul. de 3 luni, da. Și de 3 luni, cum e greutatea ta? Păi m-am cântărit luni sau duminică, m-am cântărit la sală, aveam pe cântar 76 și m-am cântărit acum, bine, cred că am băut și apă undeva, așa, 78. Exact. Deci, deci Astea 2 kilograme. nu se întâmplă absolut nimic nici după 2-3 luni, nu iei kilograme în plus, totul este Nu, nu, 100% nu. ok. Deci am jonglat aici, Ovidiu, 75, 76, 77. Rar poate am ajuns, nu știu, acum poate unde am și băut apă. Bine, eu mă și Da. cântăream când mâncam, zic, ia să vedem cât am luat. A, asta exact după masă, clar. Clar că... Ajungeam undeva la 81-82, zic, bă, n-are cum. Și Exact. mă cântăream, deci aici cât am, atât am îngrășat, deci, hai Un să zic, kilogram. 2 kilograme. Două Exact. kilograme și... Deci fluctuează cu un kilogram, două și ce mă interesează este că tu știi acum ce să faci să le dai jos. Da, cum ți-am spus mai devreme, revin mâine, voi pleca din România, voi pleca înapoi la muncă în Anglia și voi începe munca acolo, lucrez numai de noapte și voi reduce pentru aceste, că să dau 2 kilograme, hai să zic 3, o să reduc undeva la 1500 sau 1600. Exact. Deci asta mă interesează pe mine, că noi asta urmărim practic, ca după ce terminăm colaborarea, omul din fața noastră să știe ce să facă odată, să se mențină și apoi să mai dea jos un kilogram, două, dacă e un caz de sărbătoare și le pune. Și vreau să te întreb să-l lăsă singe, dacă tu simți că știi ce să faci și că n-ai nevoie de ajutorul nimănui acum să te menții sănătos și să dai jos un kilogram, două. Nu, că știu, pentru că știu să, având și meniul, planurile care le-am avut de la tine, mă uit, acum nu o să mă iau exact după planul. De Exact. exemplu, mănânc hamburger, sunt 400 de calorii, vreau să mănânc pizza care e postată de tine pe Instagram, e 500 și ceva de calorii, 1000. Formă, zic că mai rămâne 500. Din 500 mănânc, sunt unele brownie care Da. are 170 de calorii. Plus mănânc 2 mere sau 3 mere și îmi fac exact... Mănânc ceea ce îmi place, că mănânc, mie Asta îmi e. plac foarte mult, foarte mult merele. Îmi mănânc, nu știu, 100 de calorii sau 150 de calorii, Mere. mănânc mere. Exact. Deci asta îmi place că, uite, ai învățat să-ți organizezi meniul, ai învățat să-ți numești singur caloriile, macronutrienții, astfel încât să te menții și asta pentru mine e satisfacția mea cea mai mare, care a reușit să aduc un aport de educație nutrițională în viața mea și să te învățăm să te menții bine. Oricum, dacă mai ai vreodată nevoie sau întrebări, nici nu se pune problema, noi suntem Da, aici nu, fără costuri sau chestii să te susținem, știi?
Am telefoanele lui Teodora, lui Alexandra, Exact. lui Cătălin, dar eu Toată echipa mea e în spatele da, tău. Da. am colaborat cel mai mult cu Teodora și îi spuneam Exact. aia, pot să fac aia sau pot să fac aia sau pot să fac aia. Bine, la un moment dat intri, nu știu, persoanele care sunt în acum sau încep cu kilogramele, dar le da jos. Sunt perioade, poate, eu știu, într-o lună de zile să stagneze. Acolo să nu te... Că dacă acolo, dacă te-ai oprit și zici, a, gata, nu mai slăbesc, gata, nu mai țin meniu. E, Exact. nor e normal să... E Că și eu normal am... să mai și stagnezi. Să mai și Eu am, stagnezi pă eu ce am sunteți. pățit, am pățit, dar vorbim cu Teodora și bine, nu m-am... ce fac, ce să disper și zic, să o dau, să mănânc, gata, nu mai țin. Nu. Trebuie să Exact. mergi până la capăt. Și la sfârșit de linie, la sfârșit de capăt, atunci atragi linie și vezi cât ai slăbit, ce ai făcut. Da. Și tocmai asta, că unii oameni renunță, că n-au pe cineva lângă ei să le spună, să le explice tot procesul ăsta. Măi, vezi că uite, e normal să stagnezi. Când stagnezi, hai să vedem ce să facem ca să schimbi normale în proces de slăbire. Și de asta renunță mulți. Și tocmai de asta vreau să te întreb, uite, Valentin, cât de mult o conta pentru tine să ai pe cineva care să fie zilnic lângă tine, să te ajute, să te verifice? Foarte mult, că pentru că sunt multe care vroiam, poate nu le știam eu și mai bine Teodora mi este martură și știe că când mă venea ceva în minte și nu mă puteam să le rezolv eu, îi dădeam mesaj oricând. Și îi întrebam, trimiteam poze, Teodora, uite, pot să mănânc aia, pot să fac aia, uite, astea are calorii, mai ales în Anglia este și știe destul de bine că eu, Teodora, că le-am făcut în așa fel ca să pot să slăbesc, pentru că acolo nu este cum e la noi. Iaurturi, carnea e Da. aceeași carne, nu poate să fie. Exact. Dar iaurturi, fel și fel, la ei e totul diferit și aveam decât două magazine mari și late, că este un oraș foarte mic unde sunt eu. Și Am totuși, făcut... uite cât te-ai descurcat. Și fiind în Anglia și lucrând de noapte, te-ai Da, descurcat. da, da, Pentru că da. asta nu înțeleg foarte mulți oameni, că e foarte important să ai un specialist, uite cum e Teodora, că e medic nutriționist de la noi în echipă să fie lângă tine. Și ce vreau să te mai întreb, Valentin, ce-a fost diferit la noi față de nutriționistul care ai colaborat înainte? Diferența este de la cer la pământ, primul nutriționist, din punct de vedere, și-a făcut treaba, dar nu aveam ce vroiam eu. În primul rând, n-aveam pâine, n-aveam fructe și restul aveam decât orez, cartofi, mezeluri, legume, legume de tot felul de legume. Dar mâncam undeva total 1000 de calorii. Și fiind... Wow! Fomentare totală. Deci asta e diferența. Că Kilo. acolo, pe lângă faptul că e și restrictiv, te și înfometezi, exact cum am zis eu. Metabolismul praf după ce termini, te-ai și înfometat, și restrictiv. Nici n-ai cum să ții că când ai dat iama în țară la noi la Ardelin și ai băgat o sărmăluță sau de astea de lenoase, s-a terminat. Dar în schimb, noi accelerându-ți organismul, mâncând calorii, și acum a ajuns să te menții și să înveți, și asta pentru mine e satisfacția mea enormă și vreau să te felicit foarte mult, Valentin, pentru Da, rezultatul mulțumesc, tău, pentru mulțumesc. determinarea ta, pentru că ai ascultat de mentor, pentru că ai comunicat cu noi și pentru că ai ales să lucrezi cu noi. Da, acum și, scuză-mă, și unele persoane că am mai văzut, nu trebuie să, dacă vrea să facă într-adevăr schimbare și vor să, eu știu până ce am trecut, eu am avut 124 de kilograme Da. și am ajuns la 75. 7, în fine, câte? 7, 6, 7, 7, sunt acolo. Dacă nu te ții de planul respectiv și Normal. acum eu vorbesc cu tine și închid telefonul și mă duc și mănânc două ăsta și pe urmă te pui pe cântar la sfârșit de Asta săptămână. clar. Și... A, păi n-am slăbit. Păi Cine-i de normal, vină? dacă nu te ții de treabă, normal că nu slăbești, asta e clar. Și tocmai de asta trebuie să ai pe cineva să te motiveze, să te împingă, să te verifici, să tragă un pic de urechi când nu te ții, că singuri e greu. Știi cum e? Și cel mai bun antrenor are antrenorului, știi, ca să-l ajute. Exact cum ai și tu, că te urmăresc Normal, acum, normal. e Și eu am normal. antrenori pe toate arile din viață, pe relație, pe psihologie, pe sală, pe nutriție, pe business, pe toate chestiile trebuie să ai pe cineva în spatele tău, că numai așa ajungi, numai așa Singur ajungi. nu poți să le faci, Le dar gestionezi toate. nu trebuie să disperi, să, vai, nu poți să slăbești, nu, e vina ta. Bun, hai să zici că cu sportul. Și eu am probleme și spun sincer, chiar am probleme
cât am stat acum în țară, am fost la fizioterapeut, am probleme cu spatele, am discopatie lombară și cervicală. De cred. Dar acum am învățat de la persoana respectivă unde am fost, cu spatele, ușor, ușor, și să nu mai am și probleme aici cu umărul când ridic greutăți foarte mari. Exact. Nu o să mai ridic greutăți foarte mari, o să ridic cât îmi permite corpul. Exact. Trebuie să ai grijă, să urmezi antrenamentele prescrise și tot o să fie super ok. Și ușor, ușor, ușor. Și am mai vrut să punctăm, uite că mulți oameni ziceau, măi, dar slăbești cu dulciuri, cu pizza, sigur nu sunt analizele bune, dar ai venit tu cu analizele și ne-ai arătat că sunt foarte bune și n-ai niciun stres. Pentru că ei nu înțeleg că alimentele astea de fapt sunt sănătoase, făcute de noi acasă după rețetele noastre. Da, bine, lumea e cărcotașă și mai ales cum sunt fiecare să-și exprime punctul de vedere, adică până la urma urmei, dacă crezi o bine, lume liberă, exact. Mulți nu mi-au, mulți când am văzut schimbarea, m-au sunat, zice, ești bolnav, te-ai operat, ți-ai tăiat stomacul, Da. zic, nu mi-am tăiat stomacul și aici nu mi-l Am mâncat tăiam. bine, exact. Zic, am mâncat și la muncă, fiind numai român, pătura de noapte, ei văd că mănânc paste cu carne, Ce mai zic? ales este o rețetă care aia. Deci aia aș mânca, nu să zic, o zi da, o zi nu, că le mai schimb, că până la urmă te Da, plictisești. corect. Este o rețetă foarte și consistent. Ce zic oamenii când au văzut că slăbești cu paste cu de astea? Au văzut, bine, cei care au fost cu mine și m-au văzut mâncând și pizza și paste și carne și mâncam la două noaptea, pentru că Da, lucrai de noapte. Pauzele care le aveam, aveam o pauză la 10 și o pauză la două noaptea. Dar, sincer, la ultima pauză la două, atunci aveam decât un măr. Aia era ultima masă până ajungeam dimineață acasă și îmi făceam de dimineață, micul dejun. Că nu, Exact. deci eu dacă mă culc fără să mănânc, mă trezesc. La o oră, două mă trezesc și mi-e foame. Nu te simți așa, bine. și stăteam, în loc să mă culc la 7:30, mă culcam la 8, mă Exact. trezeam la 12, îmi făceam și pentru seara pachetul, mâncam și mă culcam iară la ora 1 și mă trezeam la ora 4, mă îmbrăcam, trebuia să merg la muncă. Exact. Bun. În regulă, Valentin. Deci, încă o dată vreau să te felicit pentru că, mulțumesc. Având toate obstacolele, lucrezi de noapte, ești obosit în timpul zilei, ai și probleme cu spatele, ți-e greu să te antrenezi, tu ai reușit să slăbești și pentru asta vreau să te felicit, că mulți oameni au folosit chestiile astea ca pe scuză, dar tu ne dovedești că ai putut să slăbești, că ai putut să-ți îmbunătățești analizele cu pizza, paste și dulciuri și pentru asta eu vreau să te felicit și să-ți mulțumesc că ai venit astăzi aici alături Da. de noi să fii un exemplu pentru ceilalți. Felicitări, bravo Mulțumesc. pentru tot. Mulțumesc O să frumos ne și auzim cu bine absolut oricând. ok. Și persoanele care vor să slăbească, să țină de planul alimentar sau cei care vor intra pe site-ul tău sau pe profilul Exact. tău, cu mare încredere. Acum depinde numai de ei. Exact. De mine a depins și am reușit. Să poate să dea și grăsimea jos, să mai pui puțină Masă. masă Exact. musculară, dar toate la timpul lor, că nu poți să faci. Ai undeva la 100 de kilograme și tu vrei în 2 luni să ajungi și cu pătrățele, să mai ai și... Trebuie să fim și realiști până la urmă. Exact. Bun. Mulțumim, Valentin, N-ai pentru pentru ce, tot. Îți urez Ovidiu. o zi minunată. Oricând ai nevoie de noi, să știi că poți apela cu drag.